Domnule primar, doamnă viceprimar, domnilor și domnilor, sunt foarte fericit pentru această dimineață în care am putut să petrec aproape, să spunem, aproape jumătate de zi în Zalău, într-un loc ce mă primește frumos și cu natura, fiindcă e aproape un colț de rai aici, dacă aș putea spune așa, fără să exagerez, dar și de către oameni, mulți dintre ei pe care îi văd nu pentru prima oară. Și deși vizitele mele aici sunt rare, ultima dată am fost doar acum 2 ani, ele există totuși și sunt cu anumită reciprocitate și cu un anume rost. Și atunci când ajungi într-un loc a doua, a treia, a patra oară, a cincea oară și recunoști oameni, colțuri de natură sau din cetatea Zalăului, nu poți decât să te simți ceva mai confortabil. Acum, rostul meu astăzi este să vă fac să nu vă simțiți atât de constrânși de formalități pe cât v-ar invita o sală de festivități de primărie atât de elegantă și de spațioasă. Aș vrea să vă rog să nu uitați că e o lansare de carte, nu e un eveniment protocolar oficial și că aici se află un stand cu exemplare din provizoratul istoric. Obiectul care mă face să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră, acest volum publicat de Editura Polirom în luna noiembrie, care s-a bucurat de o neașteptat de bună primire din partea oamenilor și care m-a decis, după apariția lui, să-l urmez prin țară și să încerc să-l ajut să ajungă pe mesele, în bibliotecile și în sufletele, în mințile dumneavoastră. Nu e o carte propriu-zisă de literatură, pentru că eu nu sunt scriitor și nici nu voi fi vreodată. N-am avut pretenție că aștept pe hârtie cuvinte pentru literatură. O fac dintr-un simț al datoriei. Le spuneam tinerilor mei, tinerilor mele gazde de la Colegiul Național, ceva mai devreme, că familia regală are un rost poate mai dificil de înțeles astăzi în vremurile noastre, dar care rămâne foarte simplu. Este acela de a sluji statul român. De multe ori se vorbește despre coroană ca despre o formă de guvernământ, adică un fel de opțiune politică. Vrei să fii în monarhie sau vrei să fii în republică? Alte ori se vorbește ca despre un fel de instrument de lovit celălalt care nu-ți place. De multe ori regele a fost folosit ca un fel de ciocan de dată în cap adversarului. Sau, mai rău decât toate, considerată un fel de expresie prăfuită, vetustă a trecutului și care ne încurcă dacă trăiește printre noi. O lăsăm undeva acolo un perete într-un tablou și ne mai uităm din când în când la el, îl punem în arhivă. Ori toate aceste raportări la coroană sunt cel puțin insuficiente, dacă nu cumva greșite. Pentru că rostul coroanei, indiferent ce fel de alegere faceți în viața aceasta liberă, este să slujească statul, să amintească cetățenilor noștri, ai României, indiferent de ce origine sau de ce culoare politică ar fi ei, că trăiesc într-o țară care are o identitate, care are o amprentă, care are o anumită prestanța ei, așa cum are și ființa umană. Și uneori, noi, în viața de zi cu zi, nu atât datorită nouă, celor mulți, cât datorită lor, celor puțini, care ne scriu, de fapt, destinul și ni-l administrează, uităm că și conglomeratul acesta de oameni, de vârste și de preocupări, care se numește România, are și el o identitate, un rost, o anumită
aspirație, o anumită mândrie, are nevoie să fie reprezentat cum se cuvine. Și aceasta se face printr-o consolidare și printr-o respectare a valorilor statalității. Dar unul din instrumentele care pot face ca statul și valorile statalității să fie consolidate este coroana, care simbolizează neatârnarea noastră. Coroana pe stemă nu înseamnă că țara e neapărat monarhie, înseamnă că țara e liberă și suverană, că e stăpână pe ea însăși. Acum vă las pe dumneavoastră să decideți dacă noi suntem cu adevărat stăpâni pe noi înșine sau nu. Fiindcă stăpânirea altora asupra noastră nu se mai face astăzi cu arma, cu cizma sau cu tancul. Se poate face prin mijloace mult mai subtile, care să te facă să nu te mai simți acasă la tine, ci poate acasă în altă parte, sau se simt alții acasă la ei, la tine acasă. Acestea sunt valori care n-au legătură cu politica sau cu alternanța la putere sau cu votul, ci au legătură cu amprenta noastră, cu trăirile noastre de zi cu zi. Și de aceea cartea Provizoratul istoric a fost scrisă. Nu s-a gândit niciunul dintre noi, membrii familiei regale, să scriem vreodată cărți pentru că suntem scriitori. Așa cum nu ne-am gândit vreodată să organizăm un partid politic și să fim lideri. Ce am făcut de fiecare dată a fost să încercăm să consolidăm statul și să îi oferim națiunii, prin mijloacele noastre, pe cât a fost posibil, mândrie și confort, identitate. Deci, Provizoratul istoric este un obiect dreptunghiular de forma unei cărți, dar între copertele lui nu e nici politică, nici literatură, nici economie, nici exercițiu de presă, ci este pur și simplu o alăturare de cuvinte din partea unui membru al familiei regale, rezultate din propriile experiențe. Cartea vorbește despre neliniștile pe care le resimțim astăzi, după un număr de ani în care, mergând prin cancelariile lumii, întâlnindu-ne cu oameni de stat, cu oameni cu putere, am constatat că România are anumite părți vulnerabile, anumite slăbiciuni. Nu la nivelul politic, nici la cel economic. Acestea sunt slăbiciuni pe care le cunoașteți și dumneavoastră și le combateți cu alte mijloace decât cu mijloacele coroanei, ci anumite slăbiciuni instituționale, identitare, anumite slăbiciuni de competență care nu e suficientă, etică ce nu este respectată corect. Adică tot ceea ce ține de apanajul acesta atât de greu de explicat al instrumentelor și valorilor statului. Sunt sigur că e așa. N-am niciun dubiu. Pentru că, altminteri, dumneavoastră n-ați fi fost în număr atât de mare veniți aici. Noi nu trăim în România lui 2011 într-o țară în care oamenii să fie forțați să vină în public pentru așa ceva. Există, desigur, mijloace de a vă constrânge prin dedesubturi. Oamenii pot fi forțați să facă lucruri pe care nu le doresc. Încă, chiar în multe țări libere, se întâmplă acest fel de abuzuri. Dar, general, vorbind, România e o țară liberă în care nimeni nu vine în număr atât de mare într-o sală de conferință, fiindcă e obligat. Și al doilea motiv pentru care cred că Provizoratul istoric e o carte benefică, o carte care vine la momentul potrivit, este numărul mare de oameni care doresc să o citească. Gândiți-vă, dacă dumneavoastră mergeți în casa cuiva și puneți în față o oglindă care nu e prea flatantă, adică te duci în casa omului și îi spui că viața lui e o viață cam provizorie, nimănui nu-i va face plăcere. Deci eu m-am așteptat ca atunci când această carte va apărea și vei citi titlul Provizoratul istoric, nu prea va trezi
entuziasm din partea oamenilor, fiindcă nimeni nu-i place să-i spui că trăiește o viață provizorie. Ei, rezultatul a fost complet diferit. Oamenii au vrut să citească și nu s-au supărat că li s-a pus această realitate în față. De ce, oare? Nu cumva pentru că ei așteptau aceste rânduri? Vroiau să le citească? Aveau nevoie să vadă în scris ceva ce poate au gândit, dar n-au auzit niciodată confirmat de la cineva? Ei bine, ultimul lucru pe care aș vrea să-l spun este că nu e întâmplător faptul de a fi gazda primarului, de a fi muzafirul primarului, de a avea pe primar și pe primărie ca instituție în calitate de gazdă. Pentru că acest volum nu e un volum de literatură. Nu este o expresie a libertății societății civile. Dacă eu aș fi fost un scriitor, un filozof, un istoric sau un om de artă, aș fi mers la librărie să lansez cartea. Sau aș fi mers la un centru de cultură sau la biblioteca județeană sau, știu eu, poate la o sală publică de alt ordine. Faptul că ne întâlnim la primărie în prezența autorităților locale este pentru că ceea ce vorbim are legătură cu instituționalismul românesc. Are legătură cu acea parte din viața noastră care, deși este guvernată de politică, are în corpul ei, în consistența ei, nevoie de competență și de profesionalism. Instituțiile noastre sunt conduse politic, fiindcă așa e în democrație, dar au eficiență numai dacă sunt tratate cu competență, cu profesionalism, cu specialiști și cu etică. Adică după un anume set de reguli și de criterii pe care mai cu seamă cei din frunte le respectă. De aceea ajunge o administrație locală să fie respectată și indiferent care sunt valurile prezentului, oportunitățile politice interne sau externe, ea rămâne în continuare privită de oameni ca o administrație care își face datoria. Pentru că instituțiile statului nu sunt numai expresia politicii și a democrației, ci și expresia identității, nevoilor și aspirațiilor societății de altă natură decât cea politică propriu-zisă. Provizoratul nostru, în acest colț al realității românești stă. Nu în colțul vieții românești libere, a inițiativei economice, a dinamicilor politice sau democratice, pentru că acolo România este, prin apartenența la UE și la NATO, prin deschiderea pe care o are către lume, garantată. E vorba de cealaltă parte din viața noastră, cea instituțională, care a rămas în urmă față de aceste realități. Așa ajungi în situația curioasă în care, deși ai 4 milioane de oameni care sunt în afara țării și trăiesc cu salarii de nivel european, ai sute de mii de tineri care învață în universități, sunt 400 de mii în total în țară, ai 50 sau 55 de mii de tineri care lucrează actualmente în universități mari ale lumii, nu există aproape familie de români din orice colț al acestei țări care să nu aibă pe cineva undeva în afară. Și cu toate acestea, sentimentul general al nostru în societate este deznădejdea, tristețea, neîncrederea, umilința, lipsa de apetență pentru ziua de mâine și, în general, jena că suntem ce suntem. Acest lucru trebuie neapărat în următorii ani reglat. Pentru că o slăbiciune care se agravează poate naște reacții pe care nu le putem prevedea astăzi. Pe cât vom fi mai liberi, mai dinamici, mai prosperi, mai conectați
pe atât vom avea nevoie ca și raspinării a națiunii, care este instituționalismul, să fie competent și să răspundă acestor presiuni. Alminteri se vor produce lucruri care nu vor face decât să afecteze din ce în ce mai mult pierderea din țară a unor forțe tinere, accentuarea izolării noastre și lipsa de respect față de noi pe meridianele lumii. Acest lucru nu trebuie să se întâmple și provizoratul istoric, cartea mea de la Polirom din noiembrie, încearcă să-l spună. Nu neapărat dumneavoastră, oamenilor care reprezentați societatea, fiindcă nu am impresia că oamenii din societatea profundă românească nu înțeleg acest lucru. Eu am impresia că oamenii înțeleg aceste lucruri și că le-au înțeles și în anii trecuți de câte ori le-am spus. Am impresia că există ceva în vârfurile societății românești care nu au încă această capacitate de a asimila, de a cuprinde ceea ce se spune. Așa că, într-un anume fel, volumul nu e cu adevărat adresat dumneavoastră decât pentru informare, pentru a-l cunoaște, pentru a vă impregna de vorbele care se spun acolo, de ideile din carte. Dar speranța mea este că ele vor fi înțelese și aplicate pe zi de altă parte a societății, de vârfurile noastre, cele care sunt puține, care înmagazinează multă influență și care poate că într-o zi vor înțelege că depinde de ei, pentru ca plusul acesta de demnitate românească să ne atingă și pe noi cu aripa lui binefăcătoare. De curând a existat la Palatul Elisabeta, la data de 12 mai, o sărbătoare în grădină, pe care noi am numit-o Garden Party, și care de aici încolo va avea în fiecare an loc la 10 mai. Domnul primar și alți edili ai orașului, împreună cu mulți reprezentanți ai societății sălăjene, au fost invitați. Vreau să știți că și de aici încolo invitațiile vor pleca și că pentru 10 mai al anului 2012 aștept cu foarte multă plăcere să vă fim și noi gazde dumneavoastră. Când se va apropia data, primăria va primi un număr mai mare de invitații, noi sperăm undeva până la 50, astfel încât, deși distanța e mare, să putem avea în primăvara următoare, în grădina Palatului, simbolic și societatea, comunitatea din municipiul Reședință de Județ și comunitatea mai amplă din tot județul, reprezentată cum se cuvine acolo. Pentru ca legătura dintre noi să continue și să rămână din ce în ce mai mult guvernată de încredere, de simpatie și de respect. Aici este cartea. Sunt bucuros să vă semnez pe prima pagină, dacă veți binevoi. Vă mulțumesc, părinte, vă mulțumesc, domnule director al colegiului și tuturor celorlalți că, într-un număr atât de mare, ați venit la vârste atât de diverse, cei mai tineri sunt în spate, să stăm puțin de vorbă în ziua de astăzi despre ceva ce probabil că merită, măcar din când în când, să poposim asupra lui ca bine și ca sentiment. Vă mulțumesc că ați venit la întâlnire.